din reprezentanții săi. Da, domnul Ciolacu a venit astăzi, doamna Stoica, în Parlament cu un tricou pe care scrie Stop violența împotriva femeilor. Sigur, e un mesaj de care e nevoie, pentru că în România există un fenomen amplu de violență la adresa femeilor, lucrurile sunt clare. Cum v-ați uitat dumneavoastră ca deputat, ca femeie, la acest mesaj lansat de premier, care se mai întâmplă și la puțin timp după scandalul de din Parlament? M-am uitat cu apreciere într-o oarecare măsură, dar realitatea este că victimele violenței domestice din România n-au nevoie doar de tricouri cu mesaje de susținere. Ele au nevoie de brățări electronice, care nu sunt în momente față disponibile în toată țara. Au nevoie de condiții mai bune de protecție. Prin acele ordine de protecție care trebuie emise mai rapid, ca ele să nu fie iarăși agresate, sunt situații în care victimele au cerut un ordin de protecție și apoi au fost omorâte de agresor sau bătute iar. Deci poliția trebuie să-și facă treaba mai bine și da, e foarte drăguț să faci și campanii de conștientizare, cum au făcut colegii din PSD astăzi, foarte drăguț că au purtat toți aceste tricouri, dar noi ca parlamentari avem totuși alte instrumente, respectiv crearea unui cadru legislativ mai bun pentru aceste femei și asta cred că este datoria noastră, dar voiam să îl contrazic puțin pe domnul Fifor, pentru că mai devreme a spus că reprezentanții PSD din Parlament nu au un asemenea comportament. Cred că dânsul n-a fost la ședința de plen de ieri, unde domnul Radu Cristescu s-a manifestat mai rău ca un huligan de la ultimul meci, nu știu, de divizia 10-a. Execrabil comportament. Din păcate nu a fost surprins de către microfoane că nu a făcut acest lucru de la tribuna Parlamentului. Dar să nu uităm că și manifestările acestea foarte, foarte agresive sunt totuși reprezentative și nu cred că ne fac bine niciunul dintre noi. Da, sunt de acord cu domnul Fifor că n-ar trebui să fie permis așa ceva. Dar îmi pare rău, cine conduce aceste ședințe? PSD la Cameră și PNL la Senat. Deci ei sunt primii care trebuie să pună piciorul în prag și să nu mai permită acest gen de manifestări violente, fie fizic, fie verbal. Deci ei au controlul pe aceste lucruri. Ei trebuie să pună piciorul în prag. Iar discuția de astăzi dintre domnul Ciolacu și domnul Simion, că am urmărit și o imagine mai devreme, sunt, nu știu care să zic, care are școală mai puțină, că se certau că unul a dat bacul mai târziu. Unul a făcut facultatea pe la 30 de ani, a avut primul job la 35 de ani, deci nu e niciunul vreo eminență într-un domeniu ca să poată să se certe, nu știu, pe plan academic, dacă e să o luăm așa. Din păcate, i-au păcălit pe oameni că sunt băieți buni și uitați, acum vedem adevărata lor față, dacă mă întrebați pe mine. Da.